Bun găsit, stimați telespectatori, la ultima ediție din acest an a emisiunii În Obiectiv. Povestea mea de astăzi se întoarce cu nostalgie dincolo de 1989, înainte de Revoluție, în perioada comunistă. Și personajul pe care l-am invitat astăzi să fie în emisiunea În Obiectiv își are istoria plecată de aici, de la stadionul municipal din Rădăuți. Spun așadar, bun venit în emisiunea mea, domnului Costel Nae. Cu respect, sănătate, Dumnezeu, să te iți. Toată povestea a început în ce an? În 1976, când am ajuns la 21 iunie. 21 iunie? 1976. 76. Da. Aici, la stadionul municipal. Aici. Cum era pe vremea aceea la stadion aici? Sincer să fiu, era de frumos să era întâlnită. De ce? Erau timpurile mai frumoase ca în ziua de astăzi. Activitatea sportivă a orașului Rădăuți, în special fotbalul, era de o calitate deosebită, deoarece jucam cu multe echipe, cu orașele mari din județ și din județele apropiate, Bacău, Iași. Dar cum ai ajuns la Rădăuți? Și de ce Rădăuți? După ce am terminat armata, am avut dezlegare și am jucat la Botoșani în timpul armatei. După ce am terminat armata, am venit să-mi iau contradezlegarea de la Botoșani, să vin înapoi la București, la Flacăra Roșie București. Acolo ai jucat prima dată? Prima dată am jucat la Mașinilte București, apoi la Flacăra Roșie București. Mașinilte era IMOAB, nu? IMOAB, exact. Mașinile și agregate. Agregate. Pe 23 august. Exact, lângă 23 august. Da. Acolo am fost și profesional. Continuă profesional și în 1974 am luat în armată și după ce am terminat armata în 76 am venit să-mi iau actele de la Botoșani. Și era într-o sâmbătă după amiază și era un meci amical la Fălticeni. Fălticeni cu Metalul Rădăuți. Și m-am dus, avea înghete la mine ca de obicei. Și m-am dus și eu să joc acolo. Când am ajuns la Fălticeni, era antrenor domnul Jamașchi Constantin, marele fotbalist de la Rapid. Și când am intrat pe holul la Fălticeni să intru, să dau probă de joc, așa zis, de la Rădăuți m-a văzut Popescu Ion și cu Petrescu, care erau bucureșteni de ei mei, care jucase în fotbal cu ei la București. Și m-a văzut pe hol și m-a tras la ei în cabine, la Metal Rădăuți. Și am jucat la Rădăuți. Și m-a văzut domnul Ionașcu și cu domnul Ilieș, m-a luat și m-a dus la Rădăuți. La Ilieș? Da, ei erau da. Oamenii care s-au ocupat de fotbal ăsta din Rădăuți. Și m-a dus la Rădăuți. A doua zi dimineață m-au dus la aeroport cu Dacia 1100 al lui domnul Ionașcu. M-a dus la aeroport și mi-a zis pe sus să turnă să vin înapoi. M-a dus până acasă la București. Am spus părinților că stau 3 luni la Rădăuți și uite, am 41 de ani de când sunt la Rădăuți și sunt rădăuțean 100%. Da, stimați telespectatori, nu mi-am propus să realizez o emisiune sportivă, pentru că aș intra pe un domeniu minat, n-am fost niciodată un fan al sportului. Emisiunea mea de astăzi se leagă de cu totul alte amintiri triste ale Rădăuțului. Personajul invitat astăzi în emisiune a fost împușcat la Revoluție. Ce am vorbit acum aici la stadion au fost doar câteva amintiri. Amintiri despre cum a ajuns Costel Nae la Rădăuți. Când ai venit aici, pe stadionul rădăuțean, mi-ai spus că se juca altfel de fotbal. Da, într-adevăr. Și era mare preocupare de acest sport. Fotbalul care... orașele respective care aveau echipe de fotbal în divizia C și B și erau mult mai preocupate de acest sport și lumea era arhiplin. Deci această tribună dintotdeauna a fost la meciurile de acasă și meciurile amicale a fost plin. Ai jucat cu echipe importante? Am jucat cu echipe foarte importante, în special în meciurile oficiale care le-am în activitatea mea care le-am la Rădăuți. Am jucat meciurile oficiale cu două echipe foarte mari din România, Steaua și cu FCA, deci, care a avut, Steaua avea 6 componenți în echipa națională și am jucat cu ei și în minutul 108 aveam primit gol
a dat Balint, marele fotbalist, cel doilea, și cu FC Argeș, avându-l la timonă pe Dobrin, marele Dobrin. Deci satisfacția orașului de Oți, ceea ce privește activitatea fotbalistică, a fost bine meritată, adică... Dar se leagă fotbalul rădăuțean de numele Costel Nae? Păi se leagă, că am fost capitan de echipă, adică am contribuit și eu la activitatea asta deosebită a fotbalului rădăuțean, cu posibilitățile mele care le-am avut. Vorbind de posibilități, când ai venit la Rădăuți, aveai locuință? Unde ai locuit prima dată? Când am venit la Rădăuți, am locuit la Hurmuzache, la garsoniere. Eram 7 fotbaliști acolo. Locuiați în garsonierele de la... Garsoniera lui, da. Da. Eram 7 fotbaliști. Da. Avându-l ca antrenor pe meșterul Vaida, Dezideriu, Dumnezeu să-l odihnească. Un om deosebit. De care îi plăcea acest sport, această muncă pe care a prestat-o. Ai avut mașină? În 83 am avut mașină, am cumpărat-o de la București prin tatăl meu din Serbia. Și... Pentru că eu mi-aduc aminte de perioada când încă nu aveam păr alb și știu că era, cred, singura Dacie din Rădăuți, neagră și cu numere de București. Așa este, într-adevăr. Dar tu ai putut să păstrezi numerele de București tot timpul. Perioada aia era cam complicat. Am păstrat-o și am și deja de așa zilele aia ca ochii în cap, că m-a ajutat foarte mult această mașină și mă mulțumesc cu ea așa cum este. Nu erau multe mașini pe vremea aceea în Rădăuți? Nu erau, erau vreo 14 mașini, mi se pare. Dacă doar mergeai singur pe stradă, ziua de azi, n-ai unde să o parchezi, dar să mai circuli prin țară, nu numai în orașul Rădăuți. Că și în orașul Rădăuți, cred că dacă la o casă nu este o mașină, la altă trei. Și astăzi, Dacia neagră, da, a lui Nae, tot numere de București are. Absolut. Absolut, am păstrat numărul de București, care... Pe vremea aia m-a ajutat că luam benzină, când nu era benzină, luam benzină din toate localitățile unde mergeam. Ai vreun regret după atâția ani că ai venit la Rădăuți? Crezi că îți pare rău? Soarta ta ar fi putut să fie cu totul alta dacă jucai la o echipă ca Steaua, Dinamo, Rapid? Deci ideea mea de la copii juniori care am jucat, a fost la Steaua, la juniori, la copii, și obiectivul meu ca fotbalist a fost să ajung cât mai departe. Și am ajuns abia la... Cât mai departe de București? Cât mai departe în activitatea sportivă, adică să ajung la o echipă, la un club mare. Și am apucat și am ajuns înaintea meciului cu Steaua și am ajuns la Jiu Petroșani, în divizia A. Au venit niște antrenori de la Petroșani și m-au văzut jucând în meci amical cu Hunedoara, am jucat noi. Și tu și eu și cu Andrei Gheorghe ne-a luat la Petroșani. Deci am ajuns la divizia, dar era prea târziu, aveam 31 de ani și m-am gândit că dacă noi sportivii, unde ne lua la fiecare echipă unde mergeam, trebuia să lași serviciu, casă și masă și tot ce este și te mutai în altă parte, unde te duceai acolo, te punea. Și am zis, la 31 de ani nu mai mergeam, aveam și copii, zic, nu mai mă prinde acum, că tot mă la Petroșani. Și am rămas la Rădăuți, dar am atins obiectiv, am jucat cu echipe de divizia, care, mulțumesc... Dacă ar fi să tragi o linie, da, așa, să spui, îți pare rău că ai rămas la Rădăuți? Nu-mi pare rău, că altfel puteam pleca dacă îmi părea rău. Deci am ajuns aici, am deja 40 de ani. Cum e Rădăuțiu văzut din bucureștean? Dom'le, este o Bucovină frumoasă. Este ferită de toate anotimpurile astea care sunt mai rele. Și consider că e un oraș deosebit și cu conducerea de astăzi care se va ocupa de acest sport, că am înțeles că deja o să promovăm. Mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim organelor locale care se ocupă de această echipă de fotbal. Ca să vină, dar să vină cât mai mult spectator la meci. Așa cum era pe timpul nostru, că la un antrenament, când jucam la un antrenament, aveam 200 de spectatori la un antrenament. Nu mai vorbesc că tribunele erau până la meciurile oficiale. Era arhibil, mă uit acum în niște poze de ale mele și mă uit în spatele tribunii, era plin, nu puteai, gardurile erau... Se mișcau așa în continuu de oameni și oamenilor le plăcea și veneau și în deplasare cu noi. Multă lume din oraș care le-a plăcut sport. Ei, acum văd că cam în toată țara se cam duce și e păcat să zice sportul ăsta, sportul rege, de aici și spune că e plăcut de toată lumea.
Ne plimbăm puțin prin câteva locuri care te leagă. Câteva locuri în care da, mă bucur că ți-ai lăsat amintirile. Astăzi am ocazia să calc chiar spre acest gaz în care am călcat prima dată pe el în 1976 la mine la Rădăuț. Ai emoții? Am, pentru că am avut situații deosebite pe acest stadion. Și am contribuit și eu la rezultatele deosebite ale acestei echipe și mă bucur pentru această chestie. Parcă auzi uralele suporterilor? Da, parcă îi văd, da. Parcă îi văd acum. Ți-au strigat numele? Absolut, de fiecare dată. Da? Da, sigur că da. Strigau hai metalul sau da. Ce strigau? Strigau hai metalul, metalul era... Și era și o echipă competentă, bună, adică care unde mergeam nu ne făceam de răsistență, adică să... Unde mergeam toate orașele unde se jucam, știa, băi, vine metalul de răsistență, să-i plugăm. În 1989, atunci când era revoluția aici, în fața primăriei, mi-aduc aminte că erau câteva geamuri sparte. Aici, în stradă, ardeau cărți cu Nicolae Ceaușescu, tablouri, steaguri comuniste, inscripții comuniste, erau toate aruncate pe geam aici, în fața primăriei, și au făcut un foc. Erau câteva perdele rupte care fluturau prin geamurile sparte. Acum câțiva ani am prezentat la televiziunea Promtel imagini din Revoluția din 1989. În scurt timp armata a trecut în de partea poporului. Am avut suportul comandantului unității militare de la Rădăuț, domnul Sticleț, care a venit aici în primăria municipiului Rădăuț și pe atunci eram oraș, nu eram municipiu. Da. Și și-a oferit serviciile primului comitet de inițiativă. Nici nu apăruse Frontul Salvării Naționale, pentru că nu știam la acea vreme de că va exista un front al Salvării Naționale. A fost un comitet de inițiativă, câțiva oameni care ne-am adunat la primărie și am zis că lucrurile trebuie să meargă spre un făgaș mai bun și credeam în democrația de la acea vreme. Ca și în zilele noastre. Deci, zile noastre. Da, am încercat în primele momente să înlăturăm efectele unei debandade, efectele distrugerilor. Am zis că sunt lucruri care sunt bune și nu trebuie să distruse și hai să încercăm să nu intre forțele fizice, care să nu intre armele pe mâna unor oameni care nu știu să le folosească sau le pot folosi în scopuri care nu sunt tocmai bune. Mi-aduc aminte că la un moment dat eram aici în fața primăriei cu domnul profesor Cornel Lisopescu, cu domnul Andrișan, și la un moment dat în primărie a venit un copil și a zis că a găsit în fântână arteziană din fața cinematografului Flacăra niște muniții. Și am rămas stupefiați când ne-a adus două grenade. Deci, da, un copil ne-a adus două grenade. Așa stăteau lucrurile atunci. Mai era ușa tribunalului, era ruptă, geamurile sparte și tot așa în stradă era un foc și erau aruncate. La librăria lui Gheorghiță, era domnul Gheorghiță, lucra la librăria din centru și când au intrat revoluționarii acolo, vreau să arunce toate cărțile și a spus n-are rost să spargeți sau să stricați. Uite, hai să luăm doar cărțile care nu care, vă convin, da, să le aruncăm în stradă, dar pentru asta nu trebuie să spargem uși, să spargem geamul. Absolut, uite, deci vi le dau eu. Luați asta, aruncați-le în drum și dați-le foc. Asta era în prima zi. Au venit câțiva militari de la unitatea militară de la Rădăuț și au spus că să ne ajute pe cei care eram aici la primărie, alături de... Adică eram adunați, de fapt, în jurul doctorului Nicolae, care
a creat acest nucleu a revoluționarilor de la Rădăuți. Și militarii făceau, ei erau în serviciu militar aici la Rădăuți și făceau diverse munci, mergeau la masă sau mergeau să doarmă în unitate și după care veneau aici la primărie. O parte asigurau paza, alții verificau mașinile care circulau prin Rădăuți, toate mașinile nu erau multe la acea vreme, dar erau oprite, verificate, ce cară în portbagaj, unde se deplasează, erau întrebați de către acele patrule mixte formate din revoluționari și din militari. În momentele astea, cam unde vă aflați? În momentele astea eram în orașul Rădăuți. Eram în Rădăuți, da. V-am mai spus că m-am îndreptat spre ieșit din oraș de la spital încolo și m-a oprit la unitatea militară, m-a oprit și am făcut ceea ce făcea orice fel de cetățean al României și al municipiului Rădăuți. Deci am făcut și eu exact așa, am contribuit cu ce am putut, adică cred că orice fel de cetățean făcea acel lucru care l-am făcut și eu. Și că s-a întâmplat această minune, după ce am creat de două, trei drum, probabil că în urma mea s-a creat diversiune din astea. Hai să intrăm puțin în primărie. La Revoluția din 1989 s-a creat la un moment dat un punct de comandă în subsolul primăriei. Ne aflăm acum în subsolul primăriei, aici, unde în momentul când s-a creat panică, ne-am refugiat cu toți pentru că nu știam cu ce fel de armament vin teroriștii care trebuie să ne atace. Ni s-a spus pe diverse surse de informare care, sau de dezinformare mai exact, că trebuie să vină de la, dinspre București, dinspre Suceava, în cazul rădăuțenilor, niște mașini care sunt mașini negre cu numere de București. În acel moment de panică, ușa metalică de aici, din subsolul primăriei, s-a închis și un soldat a luat poziție de tragere culcat cu mitraliera pe burtă în fața acestei uși. Da, suntem în fața unității militare. În timp ce în primărie s-a creat acea diversiune, acel zgomot, care, zvon, care ne-a adus vestea că vor veni teroriștii, Costel Nae ajunge cu Dacia lui aici, în fața la unitatea militară, da? Absolut. Am fost oprit de un ofițer, m-a rugat să duc niște militari la intrare în oraș, precum că zvonul de pază, să meargă să păzească, vin niște mașini, adică zvonul respective, a zis că vin niște teroriști. La scurt timp după... Armata și-a făcut datoria, adică... Da. La vremea aceea nu erau telefoane mobile, iar singurele comunicații mai rapide erau rezolvate cu ajutorul stațiilor de emisie recepție ale militarilor. Absolut, erau dotații militari. În primărie, în punctul de comandă, acolo exista o stație și prin stație am fost anunțați că se instalează o mitralieră pe ultimul bloc de pe partea dreaptă la ieșirea din Rădăuți. De către militarii de aici, de la grănicerii de la Rădăuți. Câți militari ați luat de aici? Câte trei. Deci câte persoane erau în practic în mașină? În mașină, când au fost împușcat? Da, eram numai atunci când ați plecat de aici prima dată. Că aici eram cinci. Adică cinci persoane în mașină. Cu mine. Cu șoferul inclusiv, da. Și erau trei militari, da? Trei militari cu armele în spate, cu bagheri în spate. Da. Și noi doi în față. Un ofițer în față, cu domnul Mândrilă, nu? Da, nu mai trebuie doar nume. Așa, și... Până unde ați mers cu ei? Deci am luat-o pe la cimitirul care e nou acum. Deci pe acolo am luat. Pe strada veche? Pe strada veche ne-am dus. După Bogdan Vodre acolo, deci drept înainte, ne-am dus tocmai în capăt unde este... Pe unde merg ei spre poligon? Absolut, la poligonul ăla. Și m-am întorceam pe partea sălaltă. Deci o luam pe acolo și mă întorceam pe aici, de fiecare dată. Aici, unde e farmacia, era
deasupra, da, păi... un militar cu o mitralieră care a fost informat că dinspre Suceava trebuie să vină. Și unde a fost împușcat, practic? Aici. Mai încolo. Aici? Aici, aici, da. Stai că opresc mașina exact aici, am zis. Deci veneam dinspre poligon de acolo, de-am lăsat militarii și aici, pe traseul ăsta, era un autobuz pus în lateral să nu treacă nimeni, știți? Și aici, fiind scoară ăsta, eu cu mașina am tras chiar pe aici să mă duc în la unitatea de militare. Să mai fiind, cu fiind cu ofițerul? Fiind cu ofițerul, da. La... Deci de la Peco și până aici erau gărzi patriotice de la Emil, la noi, pe care și un fost coleg al meu, Ilie Ior, care m-a oprit. Ne-a văzut, ne-a lăsat să trecem. Deci era un autobuz tras în față și am luat-o până lângă el să merg la unitatea militară. Și în momentul când am scos botul mașinii după autobuz, s-a tras de aici, de sus, de pe bloc. De pe terasă. De pe copertină, da? Copertină, da. S-a tras și am oprit mașina pe loc în această situație și a fost împușcată în geamă din față, volanul. Deci din spița de la volan, s-a tras din spița de la volan, mi-a venit glonțul în mână. Dacă nu era spița de la volan, îmi venea direct în piept și era mort. Mă dat seama ce noroc, ce fac avut. De asta ți-i la Dacia asta. Absolut. Deci în momentul când a tras glonțul și m-a pușcat în mână, eu am căzut capul pe volan. În aceea secundă, un glonț, dacă rămânea în drept la volan, îmi venea direct în cap. Deci a fost ceva de... Dacă mi-aduc aminte, nu vine să cred că am scăpat. A tras o rafală de mitralieră, 42 de catuși a tras în mașina asta. Toate roțile, numai aia din spate a rămas întreagă, rest, toate roțile au fost împușcate. Și au venit niște prieteni de-ai mei, care aveau tot dacii, de la Sicriu, cu toți ăștia, și au luat roțile de rezervă și mi-a schimbat... și mi-a dus mașina în garaj la Sicriu, acasă. Împușcată praf era. Și au intrat și prin tablă și la motor? Absolut. Și erau gloanțe în casă aici? Și aici? Păi bineînțeles, da. Că au trecut pe stradă. Calancia care stătea aici a trecut pe stradă. Pe aici, pe lângă noi. Și i-a sărit din asfalt un glonț direct în frunte, la ras. Da, domnule, deci ca să vedeți ce înseamnă că... Imediat după ce ai fost rănit, ce s-a întâmplat? După ce am fost rănit, am rămas în mașină, au venit mulți prieteni de-ai mei, m-au luat și m-au dus la spital. Era aici. Când am ajuns la spital, am fost îngrijit de acești medici, m-au pus și mi-a zis că trebuia să rămân în spital. M-a întrebat dacă vreau. Am spus că nu vreau pentru că e 23. Decembrie și este Crăciunul peste două zile și aveam și copil mic acasă de un an de zile. Aha. Atunci am ales să merg acasă. Iar am mers acasă... Dar pansat sau cum? Pansat, cusut. Deci mâna dreaptă aici sunt împușcată, numărul drept. În care cred că și în ziua de azi a rămas de prafuri de la glanță. Și... n-ai vrut să rămâi în spital? N-am vrut să rămân în spital pentru că... era înainte de sărbători, înainte de Crăciun și aveam și copil mic, mai repet încă o dată.
probabil, ca și mulți alți rădăuțeni și ca și mulți alți români, ai urmărit în continuare revoluția la televizor. Evenimentele, da. Evenimente. Și am văzut că și în toată țara, deci, adică unde s-au întâmplat evenimentele mai deosebite, cum a fost la București, la Timișoara, la... Adică tot așa, tot din datorită unor zvonuri din astea care a pățit și la Rădăuți. Așa, și a murit multă lume. Lucrurile au evoluat pe un anume făgaș. Poporul ăsta și-a câștigat într-un final democrația pe care a râvnit-o atâta mari de ani. Sincer să fiu, mă bucur că am putut să fac și eu ceva, să particip. Am participat tot cu ceva, și cu persoana mea fizică și cu... Bun, ai fost împușcat la Revoluție. Am fost și împușcat, da. Ai certificat de revoluționar? Nu am. Știi ce bonusuri ai fi avut dacă aveai? Știu, dar m-am bucurat și că astăzi sunt aici cu tine și sunt în viață, că altfel putea să nu mai fiu și mai... N-am avut nevoie de așa ceva. Alții poate că au beneficiat, dar poate că, eu știu, pentru un cetățean de onoare așa, cred că ar fi trebuit să merg să... La Revoluție am fost în primărie, știu foarte mult să dau țin. Și ca și tine, nici eu nu am certificat de revoluționar. Și... Poate pentru ca să pot să-mi privesc copilul în ochi cu demnitate și să spun că au murit oameni pentru asta. Tu ai fost împușcat, aveai tot dreptul să ai acest certificat de revoluționar. Dar am înțeles că nu este abrogată chestia asta și nu știu care sunt... Crezi că după atâția ani ți-ar mai da cineva certificat de revoluționar? Nu știu, legea spune că se dă cu 3 ani în urmă, adică ultimii 3 ani, să știu cum o fi. Acum, eu, pentru copiii mei care am, vreau măcar să fiu... Ca un cetățean de onoare să fiu. Ți-ai dorit să fii cetățean de onoare a Rădăuții? Am să-mi depun niște documente la primărie, să încerc dreptul ăsta măcar, să-l lau. Ca să... Pentru că am participat, am fost și rănit, împușcat, deci mi-am stricat. N-am avut... N-ai beneficiat de nimic. De nimic, absolut de nimic. Spuneai la începutul întâlnirii noastre că timpurile dinainte de Revoluție au fost mai frumoase. Absolut. Ulterior, după Revoluție, ai mai jucat fotbal? Ce ai mai făcut? Cum a decurs viața ta în continuare? După Revoluție am... După ce te-ai vindecat de la pușcătura. Da. Am fost angajat la IAS Rădăuți ca administrator. Adică am preluat, fiind gestionar al unui pașul turistic Rataș, unde acolo mi-am desfășurat activitatea, că terminase cu fotbalul deja, nu mai era 89, aveam și o vârstă, deci fotbalul l-am lăsat deoparte și a trebuit să merg să muncesc și am muncit la IASE ca administrator în alimentația publică. Și de atunci, astăzi, în ziua de astăzi, am terminat, am fost în șomaj. Am fost angajat la primărie, la Miliceuți, ca instructor sportiv la grupe de copii junior. Și mi s-a încheiat contractul acolo și am stat în șomaj până acum, în luna noiembrie. Și de acum încolo aștept să mă angajez iarăși, că s-a terminat șomaj. Deci asta e beneficiul meu care l-am avut eu de atâtea ani de zile. Și mă gândesc că poate aș merita și eu știu, nu știu, să văd, să cer la organele locale, la Consiliul Local și la primărie, să vedem dacă pot să obțin acest titlu de cetățean de onoare. Dar că... titlul de cetățean de onoare nu vine însoțit de vreun beneficiu, vreo scutire de taxe și impozite, vreun plic cu bani, așa, e doar o diplomă. Atât, să măcar să fiu recunoscut. Știți că acum două săptămâni sau acum o lună zile în urmă, la Timișoara, oraș Timișoara, am văzut la televizor, a dat titlul de cetățean de onoare unui om care a participat la Revoluție. Deci înseamnă că
pot să beneficiez și eu de titlul ăsta, măcar să arăt la copii că uite, de-aia am fost împușcat, că sunt și cetățean de onoare al acestui oraș. Îți place cum a evoluat orașul după Revoluție? Absolut, și hai că cu această ocazie să mulțumim organelor care sunt locale în ziua de astăzi, care se vede că se începe ceva. Că și în special mă refer și la echipa de fotbal, că văd s-a pus baze puternice ca să poată să rea înapoi aceeași echipă care am avut-o și când am jucat atâția ani de zile. Privești cu nostalgie spre fotbalul absolut, de altă dată. Absolut. Și deci mai fac mă referi că mulțumim la organul local să ocupă de, și de acest lucru, știi? Măcar atât din toate discipline sportive, măcar fotbalul ăsta să meargă înainte, că ăsta. Stimați telespectatori, a fost ultima emisiune din acest an în Obiectiv. Vă mulțumesc dacă ați avut răbdarea să mă urmăriți. A fost invitatul meu Costel Nae, fotbalist rădăuțean, bucureștean, împușcat la Revoluția din Rădăuți. Punem punct emisiunii de astăzi. Sunt Corneliu Cârdeiu, rămâneți pe Cromtel TV.